Când am conștientizat eu că am pierdut-o pe mama mea, când l-am născut pe Matias. Și n-am spus. Deci, dinainte ca eu să spun că nu vreau să merg la mormântarea mamei mele... Dar ai plâns? Cel mai mult. La un moment dat nu mai aveam lacrimi. Și abia așteptam să fiu singură să pot să plâng. Pentru mine era o bucurie să pot să plâng. Dar era un rol? Nu era un... Era un rol, da. Zâmbeam. Am, practic, cum ai spus și tu, era un rol. Un rol de oameni fericiți. Dar înăuntru nostru nu eram fericiți. Există riscul ca oamenii să te folosească, spui? Și m-au folosit. Cine te-a folosit? Prietene de ale mele, prieteni. Foarte mulți. M-au folosit de foarte multe ori. Eu de-aia nu am prieteni. Am 3 prieteni, atât. Și eu n-am mai văzut-o pe mama mea nici când s-a întâmplat atunci cu ea, când a murit. Eu n-am văzut-o. Și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. Nu, a făcut bine că n-am văzut-o pe mama mea în momentul ăla. Nu voiam să rămân cu o amintire urâtă. Urâtă. Celebritatea este uneori o cruce foarte greu de dus. De multe ori însă e mult mai grea pentru copiii celebrităților. Ce se întâmplă cu ei în momentul în care unul dintre părinte este atât de cunoscut în propria țară? Astăzi o să vorbim despre un copil care a crescut în umbra unui părinte, dar nu o să fie despre părinte, ci despre el. Vorbim de Betty, fata lui Florin Salam. Nu o să spunem Betty Salam, o să spunem Betty Stoian, așa cum te cheamă de fapt pe tine. Da, îți mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur că mă aflu aici, îți urmăresc emisiunea și vreau să spun ceva, cred că am atras lucrul ăsta să vin la tine și am ajuns. Ți l-ai atras? Ți-ai dorit cred să vii? Da, mi-am dorit, dar nu știu de ce, nu mă întreba. Ce vrei să spui lumii? Probabil că vreau să spun ceva oamenilor, dar nu știu să spun ceva concret. Probabil vreau să mă justific, probabil nu vreau să mă justific, habar n-am. Ce avea de justificat din viața ta? Nu am regrete. Nu regret absolut nimic. Orice aș face sau orice voi face pe viitor, îmi asum întotdeauna. Dar am ajuns bine. Am 22 de ani neîmpliniți. Fac acum pe 28 august. Sunt oameni care nu înțeleg orice îi face pe lumea asta, fie bine, fie rău. Și dacă faci ceva bine, tot nu înțeleg. Este același lucru pentru unii. Eu am încercat să fac întotdeauna bine, consider eu. Dar unii oameni au crezut că n-am făcut bine. Adică, faptul că sunt fata lui Florin Salam, mulți m-au judecat pe tema asta, alții m-au iubit datorită faptului că sunt fata lui Florin Salam. Și probabil am avut niște frustrări. Am simțit că n-am putut să fac cât și-au dorit oamenii, cât au vrut mai mult de la mine și eu n-am simțit că am dăruit asta. Și probabil asta am vrut să... Poți să spun o impresie personală? Te rog. Spui că ai 22 de ani. Ai vreodată sentimentul că întâlnești unii oameni care au mai mulți ani decât par? Da. Decât au? Întotdeauna. Pare că ai trăit mai mult de atât. De unde să vină asta? Ce te-a maturizat atât de devreme? Nu-mi pare bine că m-am maturizat atât de devreme. Nu-mi pare bine și zic și de ce. Pentru că nu mi-am trăit copilăria așa cum mi-am dorit, atât cât a trebuit. Și a trebuit să am grijă de mine singură, să mă educ singură, să învăț singură anumite lucruri pe care nimeni nu mi le-a explicat în copilăria mea și în educația mea. Faptul că am pierdut-o pe mama mea. Asta m-a maturizat. Iar eu când am pierdut-o pe mama mea, a trebuit să fac totul singură. Adică să știu, să mă cunosc pe mine, să știu cum sunt ca persoană, să știu pe ce drum merg, să știu unde vreau să ajung și așa mai departe. Și a fost foarte greu pentru mine. Pentru că oamenii spun, este fata lui Florin Salam, are tot ce își dorește. Nu are nevoie de absolut nimic. Ai fi vrut să fii o fată simplă? De multe ori da. De multe ori nu. Adică și da și nu. Când ți-e greu că ești fata lui Florin Salam? Mi-e greu atunci când
dau de oameni care nu vor să evolueze în gândire și atunci e greu, pentru că acei oameni care nu vor să evolueze în gândire te vor judeca tot timpul. La ce te referi când spui cu judecatul? Pentru că ei nu văd chestia asta din cauza frustrărilor, cred eu. Pentru că ei spun, cum am zis mai devreme, Betty are tot ce vrea, are totul de-a gata, nu a făcut nimic pentru lucruri pe care îl are, a avut totul de-a gata. Și oamenii încep să judece, dar să judece foarte urât. Dar eu acum nu pot să spun că nu mă mai afectează, că nu sunt atât de, cum să spun eu, n-am atât de multă experiență în cazul ăsta. Dar încerc să nu mai văd în stânga sau în dreapta și să-mi văd de gândurile mele și de ceea ce am eu de făcut. Și ai avut tot? Da, am avut tot și mulțumesc lui Dumnezeu, dar n-am profitat de lucrul ăsta. Iar în cariera mea mi-am dorit ca tatăl meu să nu mă ajute. Și să-ți înțeleagă povestea și să înțeleagă de ce ești pe această canapea. O să vreau să dăm timpul înapoi. Ai putea să ne descrii familia de atunci? Am avut o familie, am în continuare. Tatăl meu, chiar dacă nu este lângă mine și lângă frații mei în fiecare zi, zilnic, ne oferă cea mai multă iubire. Foarte multă iubire. Dar familia mea, împreună cu mama și atunci, în perioada aia, când eu eram mică, cum să spun eu, era o familie simplă, dar atât de frumoasă, sinceră, nu aveam nevoie de absolut nimic. Iar oamenii care au familie, copii mulți și au chestia asta, iubire și așa mai departe, știu despre ce vorbesc. Acum nu pot să spun că regret, adică nu că regret, regret normal și ăsta va fi regretul vieții mele și supărarea vieții mele. Dar orice se întâmplă, se întâmplă cu un anumit motiv. Faptul că am pierdut-o pe mama mea, adică ca să înțelegi tu, vreau să văd și partea bună ca să pot să mă încurajez singură. Faptul că am pierdut-o pe mama mea a făcut ca eu să devin o femeie cum am dorit eu, să fiu cu capul pe umeri, să fiu familistă, ci să am ambiție. Eu nu eram așa. Aveam o familie frumoasă, simplă, și aveam parte de iubire sinceră, ceea ce astăzi probabil găsești mai greu. Descrie-mi familia ta. Unde stăteați? Cum era casa copilăriei? Îmi aduc aminte. Când eram mică, stăteam într-un apartament cu două camere. Fratele meu era mic, abia se născuse, nu știu cât avea, câteva luni. Și mi-aduc aminte că de atunci tatăl meu era plecat mereu să cânte. Noi eram în permanență cu mama mea și așa foarte multe lucruri nu mi-aduc aminte. Eram o fetiță foarte zăpăcită și foarte agitată, precum e sora mea Maria. Când o văd pe Maria, pe sora mea, mă văd pe mine când eram mică. Dar atunci când stăteam cu mama, și spun sincer, eu îl iubesc și îl iubeam atunci pe tatăl meu foarte mult. Când îl vedeam pe tata, tremuram de bucurie. Adică, nu știu, zici că îl vedeam pe Dumnezeu. Atât de mult îl iubeam și îl iubesc. Și când stăteam doar eu cu mama, plecam la cumpărături, eram micuță, nu făceam cine știe ce, plecam la cumpărături, încerca să aibă discuții cu mine, să mă învețe, era o persoană foarte calmă. Mi-era așa, simțeam că era cea mai bună prietena mea. Dar probabil eu nu conștientizam atunci. Și acum când nu mai am, abia acum conștientizez că ea voia să stea foarte mult cu mine, să se implice în creșterea mea, că era normal, nu? Și să-mi ofere toată dragostea pe care eu probabil ziceam că nu am din cauza lui taică-miu, că nu îl vedeam lângă mine. Și ea voia să nu văd lucrurile astea, nici eu, nici fratele meu. Să nu simțim lipsa asta de iubire din partea amândurora. Și ne oferea și din partea aia și din partea cealaltă. Se iubeau mama și tata? Foarte mult. Oamenii știu chestia asta, știu lucrul ăsta. Se iubeau foarte mult, dar vezi cum e.
când vrei să muncești, mai ales ca și artist, este o responsabilitate mare. Îți alegi, ori știi cum e, te iubești o persoană, da? Ei se iubeau foarte mult. Dar renunți la cea mai importantă persoană, la iubirea aia mare, pentru a te iubi mai mulți oameni. Și iubirea se va duce într-un final, nu știu. Dar la ei nu s-a dus absolut nimic. A rămas chestia aia, chiar dacă ei nu se vedeau zilnic. Și n-aveau momente de-astea să se ducă în vacanțe, să meargă la masă, să mănânce împreună, să fie ei cu ei acolo, împreună. N-am avut chestii de genul ăsta. Dar nu și-au pierdut nicio secundă dragostea unul de celălalt. Și contează foarte mult lucrul ăsta, pentru că eu văd la oameni care trec pe lângă mine și care, cu care stau, oameni care muncesc și din cauza asta, că n-au timp pentru ei, se pierde iubirea. Nu rămâne. Și foarte important să știi să o păstrezi. Dacă ar fi să oprim timpul în loc și n-am putea alege o zi, un moment, o oră, și ți-ai putea alege un moment pe care să-l retrăiești, okay, alături de mama, unde ne-am întoarce? În care zi? În care oră? În care minut? Nu într-o zi frumoasă, dacă asta te așteptai. M-aș fi întors în trecut, într-o zi în care eu știam că o voi pierde pe mama mea. Adică, când eu știam că ea este în spital pentru a se face bine, eu mi-aș fi dorit tare mult să merg atunci la ea. N-am fost. Și eu n-am mai văzut-o pe mama mea nici când s-a întâmplat atunci cu ea, când a murit. Eu n-am văzut-o. Și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. Nu, a făcut bine că n-am văzut-o pe mama mea în momentul ăla. Nu voiam să rămân cu o amintire urâtă. Și eu o știu pe mama mea cu zâmbetul pe buze. O știu pe mama mea cu o stare de bine. Cum era ea? Și am rămas cu imaginea asta. Nu voiam să rămân cu altă imagine. Și, nu știu, să știi că m-am gândit de multe ori la chestia asta. Și nu mi-am dorit să mă duc în timp, în trecut, într-o zi frumoasă cu soare. Nu, mi-am dorit să fiu atunci cu ea la spital, înainte ca ea să-și dea sufletul, da? Și să vorbesc cu ea. Și, nu știu, probabil să îi spun ultimele mele cuvinte. Ce ai spus? Să-i promit și să, de acolo de unde este ea acum, să-mi dea putere să merg mai departe și asta a făcut fără ca eu să-i spun un cuvânt. Să fie lângă mine, să mă susțină și să aibă încredere în mine că nu o voi dezamăgi. Asta mi-am dorit dintotdeauna să-i spun, înainte să se întâmple cu ea. Când ai început să simți tu că s-a întâmplat ceva? Am simțit înainte, cu o săptămână înainte să moară mama mea, să se întâmple cu mama mea, am simțit asta înainte cu o săptămână. Cum ai simțit? Nu știu. M-am simțit vinovată pe tema asta. La un moment dat credeam, eu asta îmi doresc, asta gândeam eu. Eram foarte mic, aveam 7 ani. Zic, asta îmi doresc eu, să se întâmple asta cu mama mea. Vedeam tot momentul, tot ce s-a întâmplat. Am văzut și eu pe internet ce s-a... Tot momentul eu l-am văzut pe internet. Eu nu știu absolut nimic. Eu n-am fost la moartea mamei mele. Și asta zic și mă repet. Mă bucur într-un fel că n-am rămas cu imaginea aia urâtă. Este o imagine urâtă, tristă. Iar eu nu voiam să o am în ochi. Așa. Eu n-am fost, nu știu nimic. Am văzut tot ce s-a întâmplat atunci pe internet. Am intrat și eu abia acum câțiva ani de zile. Și tot ce s-a văzut acolo pe internet, eu aveam asta în viziunea mea înainte cu o săptămână. Am văzut asta în ochii mei, când ea era la spital. Pur și simplu, nu știu cum a făcut. Eram cu ochii deschiși și imaginam chestia asta. Și ziceam, băi, de ce mi-imaginez eu moartea mamei mele? De ce? Ce se întâmplă? Eu știind că mama mea e în spital și că are probleme. Am ajuns acasă, am stat în pat și m-am gândit, încercam să mă gândesc la lucruri pozitive,
să scap de acea imagine negativă și să vin cu lucruri pozitive, ca ei de acolo să-i dau putere, probabil, nu știu, să nu mă gândesc la chestii de genul ăsta. S-a întâmplat cu mama mea, mi-aduc aminte, eram în spatele blocului, nu eram la mine acasă. Dar poți să-mi spui dacă în momentul ăsta, că n-am înțeles un lucru, ai vorbit cu cineva? I-ai spus tatălui tău? Asta nu i-am spus tatălui meu, lucrul ăsta nu. Ai vorbit cu cineva? Ce-ai văzut? Da. Cu familia mea, în afară de tatăl meu. De ce nu i-ai spus tatălui tău? Nu știu, nu voiam să-l supăr mai tare decât era. Nu voiam să-l supăr cu ideea de... Nu voiam să-i creez așa o stare ciudată, ca și cum să vadă toată suferința din sufletul meu. Eu în fața lui, când eu am pierdut-o pe mama mea, eram întotdeauna cu zâmbetul pe buze, fiind copil. Pe mine tatăl meu niciodată nu m-a văzut plângând de când s-a întâmplat cu mama mea. Dar era un rol, spui tu? Nu era un... Era un rol, da. Da, era ca un să rol. Îl îmbărbătesc pe el? Da, pentru că el își lua puterea de la mine. Fiindcă eu cu tatăl meu am avut o relație mai puternică dintotdeauna. Eu l-am văzut pe el întotdeauna ca un exemplu. Și el își lua stările de la mine. Câtă putere ai avut? Nu știu să-ți răspund la chestia asta. Sincer, nici eu nu știu câtă putere am avut. Pentru că la un moment dat și eu mă întrebam. De unde mi-am atâta putere? Pentru că eu am pierdut-o pe mama mea. Probabil nu conștientizam atât de tare. Știi când am conștientizat eu că am pierdut-o pe mama mea? Când l-am născut pe Matias. Cum adică? Atunci mi-am dat seama că eu nu am pe mama lângă mine. Știam chestia asta și sufeream foarte tare pe tema asta, pentru că mi-a lipsit mama în cele mai grele momente ale vieții mele. M-am făcut mare, aveam nevoie de sfaturi, să mă îndrume pe un drum bun. Asta am făcut singură și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut capul pe umeri. Când l-am născut pe Matias și n-am spus asta nicăieri și nimănui, atunci m-am simțit singură. Nu știu să zic sentimentul. Cele mai importante momente. În toată perioada asta, în care mama i-a stat tot timpul în spital, voi unde ați fost în perioada asta? Acasă, la noi. Era o persoană încăpățânată și se... Era imatură. Voia atât de mult să stea cu tatăl meu când tatăl meu era acasă, ea se punea întotdeauna pe al doilea loc. De ce? Pentru că prindea ocazia să-l vadă și nu mai voia pe nimeni în jurul ei. Voia doar să stea cu el. Și de multe ori se încăpățâna atât de tare că nu voia să meargă la doctor, nu voia să se facă bine, nu lua medicamentele la timp, mânca foarte multe prostii și așa mai departe. Adică n-avea un stil de viață sănătos. Dormea foarte târziu, dar chestiile astea, era și tânără, mama era ca un copil, mai pe românește. Mama se purta exact ca un copil. De multe ori, stăteam cu ea, nici nu aveam impresia că stau cu mama. Stăteam cu o prietenă de-a mea, de vârsta mea. Așa simțeam de multe ori. Dar, da... Asta zic, că s-a pus întotdeauna pe al doilea loc și n-am avut grijă de ea. Diagnosticul a fost de? Ea a avut probleme de când l-a născut pe fratele meu. Bine, au apărut foarte multe știri din perioada aia, de atunci a avut probleme. Și ea nu s-a refăcut, adică noi toți, bine, eu eram mică, familia... Îi ziceau să ia pastilele, să doarmă de vreme, să nu mai mănânce fel și fel de mâncăruri. Iar ea nu asculta. A avut hepatită. Știți asta, știm cu toții. Nu știu dacă ai văzut. Da, adică... E greu să vorbesc despre lucrul ăsta, pentru că n-am vorbit niciodată și... Și internat în spital cât a stat? Nu mi-aduc aminte. Știu că eram acasă.
eu, din tot ce mi-aduc aminte, știu toată faza că s-a întâmplat, tot ceea ce s-a întâmplat 3 săptămâni. Când am văzut eu, când am avut viziunea mea, știam că este în spital, a mai durat 1 săptămână, după aceea s-a întâmplat cu mama mea. Deci eu nu mai aduc aminte absolut nimic. Ori nu vreau să-mi mai aduc aminte și mi-am șters eu, din memorie. Când ați aflat, la mormântare ați fost tu și fratele? Nu, nici eu, nici fratele meu. Nu, n-am vrut. Nu mi-am dorit. Și n-am spus. Deci, dinainte ca eu să spun că nu vreau să merg la mormântarea mamei mele, cineva a luat această decizie. Nu știu, ori tatăl meu, ori mătușile mele, cineva a luat. N-am întrebat cine. Și mă bucur că au luat această decizie. Pentru că n-am rămas cu imaginea să o văd pe mama mea așa. Nu voiam. Și mă bucur. Vreau să știu pe mama mea, să o văd în ochii mei, cum știam, cum știu eu. Cu zâmbetul pe buze, frumoasă, cum era ea. Tatăl tău foarte greu și-a revenit. A fost o suferință imensă. Și-a revenit foarte greu, da. Din umbră. A fost o decădere după pentru tatăl tău? Cum l-ai văzut tu din umbră? Cum ai văzut suferința asta ca și copil? Pe tatăl meu cred că îl iubește foarte mult Dumnezeu. Pentru că el în momentul ăla el nu și-a mai dorit nimic. Pentru că a simțit că a pierdut totul. Așa se întâmplă. E normal. A simțit că a pierdut totul. Dar ori Dumnezeu, ori ea, ori împreună ea cu Dumnezeu, i-au dat o putere tatălui meu. Cea mai mare putere. Parcă s-a ridicat și mai mult. A avut cea mai mare ambiție pentru că el nu voia să le arate oamenilor că gata, s-a terminat, că nu mai e bun de nimic, că a luat-o pe drumul greșite. Nu. Iar eu lucrul ăsta, exemplul ăsta de la el l-am luat. Pentru că el în fața noastră, în fața mea și a fratelui meu, tot la fel era. Încerca să se țină foarte tare, cu zâmbetul pe buze, noi la fel. Adică, practic, noi am avut aceleași lucruri. Noi nu voiam să-l întristăm mai mult pe el, iar el pe noi. Și când eram singuri, atunci profitam de ocazie. Pe mine nu m-a văzut nimeni că plâng niciodată de când s-a întâmplat cu mama mea. Deci nu voiam să mă vadă nimeni. Dar ai plâns? Am plâns cel mai mult. Cel mai mult. La un moment dat nu mai aveam lacrimi, îți spun sincer. Și abia așteptam să fiu singură să pot să plâng. Pentru mine era o bucurie să pot să plâng. Adică eu când prindeam ocazia asta, eram cea mai bucuroasă pentru că puteam să mă eliberez oarecum. Iar el făcea același lucru. Fratele meu la fel. Toți am făcut aceleași lucruri. N-am comunicat, ne arătam doar că zâmbeam. Practic, cum ai spus și tu, era un rol. Un rol de oameni fericiți. Dar înăuntru nostru nu eram fericiți. La un moment dat am înțeles. Ne-am unit, da? Că suntem o familie unită și mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu pe tema asta. Că ne-au luat ceva, dar iubirea a rămas în continuare. Și practic, de aici ne-am luat putere. Cine a avut grijă de tine? Cine a avut grijă de fratele tău? Mătușile noastre. A fost suficient? Suficient? Nu va fi niciodată suficient pentru mine. Și nici pentru fratele meu. Acum nu mai am nevoie să mă îngrijească cineva. Mă îngrijesc singură. Dar atunci... Te-ai simțit singură? Eu consideram că e suficient. M-am simțit foarte singură. Eram cu foarte mulți oameni în jurul meu. Era casa plină. Tatăl meu chema foarte multă lume ca noi să nu ne simțim singuri. Dar... Nu. Nu funcționa. Oamenii mă vedeau, familia mă vedeau pe mine. Fratele meu era mai mic. Eram ciudată și era normal.
stăteam mai mult singură, nu vorbeam cu nimeni. De multe ori m-au și întrebat mătușile mele, dar tu nu ai plâns niciodată? La un moment dat credeau că nu sufăr după mama mea. Tu nu plângi niciodată? Sau tu... Zic, de ce trebuie să mă vadă cineva asta că plâng? De ce? E scrie undeva sau trebuie să arăt cuiva că sufăr după mama mea? Nu e logic că sufăr după mama mea atâta timp cât mă vedeți că sunt singură, că vreau să stau singură? Nu simțeam să fac lucrul ăsta. Și simțeam să fac asta când eram singură și vorbeam de multe ori cu ea. Era atât de bine mă simțeam până am început să cresc și am înțeles ideea, am înțeles că este totul în mintea mea. Aș vrea să ne întoarcem la vârsta ta de 14 ani, în care erai un copil special, în care erai tu cu tine, un copil mai izolat, retras în el și care întâlnește un bărbat mai în vârstă decât tine. Cu 11 ani. Cu 11 ani. Ce ai văzut în el? Ce ai găsit în el? Înainte să-l cunosc pe Cătălin, pe soțul meu, aveam 14 ani aveam. Un copil. Un copil, da. Când eram mică, ziceam, le spuneam alor mei, eu nu o să vreau să mă mărit, nu o să vreau să fac copil abia după 30 și ceva de ani, vreau să copilăresc, să mă distrez și așa mai departe. Și la un moment dat, când am avut perioada aia mea și m-am simțit atât de singură ca niciodată și mă închideam în cameră zilnic, seară de seară și zi de zi, mă trezeam de dimineață, spun programul meu, mă trezeam de dimineață, mă duceam la școală, de la școală mă duceam la studio, de la studio mai plecam la cântare, de la cântare veneam acasă, mă puneam să dorm, iar la școală și tot așa. Eram foarte obosită și încercam să fac ceva, să nu mă mai gândesc la alte chestii, adică să-mi ocup programul. Am ajuns acasă, la un moment dat m-am simțit atât de singură după tot ceea ce făceam, și simțeam nevoia, nu știu, să cunosc pe cineva la vârsta aia. Ziceam, Doamne, zic, iartă-mă, exact așa mă rugam, iartă-mă că își cer lucrul ăsta la vârsta mea. Zic, nu-i corect, îmi doresc să cunosc un băiat, un bărbat, în care să, nu știu, să-mi găsesc liniștea, să-mi iau bucuria de acolo, nu știu, iubire, nu știu cum să-ți spun. Exact asta mi-am dorit, să nu mai simt singură. După două zile, l-am întâlnit pe Cătălin. Nu știu cum. De ce n-am conștientizat pe moment că aia a fost rugăciunea mea. Mi-a spus că are un prieten pe nume Cătălin. Lui îi plăcea de mine dinainte ca eu să-l cunosc. Și așa s-a întâmplat totul. Și am fost la stand-up, el a venit acolo, nu știu, s-a întâmplat așa ceva. Iar eu n-am conștientizat asta, spun că el este cel pe care eu l-am dorit, pentru care m-am rugat. Dar n-a speriat pe nimeni diferența de vârstă? Pe mine m-a speriat în primul rând. Te-a speriat? Foarte tare. Când am întrebat câți ani ai, mi-a spus câți ani are. Zic, ce? Exclus, nu, exclus. Pentru mine a fost un șoc. Zic, cum îi spun eu lui taică-miu? Dar aude tata câți ani are, nu. Apoi s-a aflat în presă, eu trebuia să fug repede să-i spun lui tata, uite tata, am un prieten, ca să nu vadă, zic, să n-apuce să vadă articolul, îi spun eu. Și ai spus? Și am spus tatălui meu, prima întrebare a fost asta, câți ani are? 20. Știi? E mai mare ca mine cu 11 ani, nu-i cam mare și așa. Și zic, hai să-l cunoști prima dată. Haideți să facem cumva, să vă cunoașteți și apoi îmi spui ce părere ai. Ce a fost? A văzut că mă iubește, a văzut că e un bărbat sincer. Îi cunoștea familia, un lucru important pentru tatăl meu, că poți să dai de fel și fel de oameni, mai ales în cazul nostru.
Și cam asta a fost. În cazul vostru? În cazul nostru, da. Adică trebuie să ne ferim foarte mult de oameni. Cazul vostru? Tatăl meu cunoaște fel și fel de persoane, de oameni. Se învârte în fel și fel de anumiți oameni. Anturaj. Anturaj, da. Și trebuie să avem grijă, pentru că mulți se gândesc la fel și fel de lucruri. Uite, îți spun sincer, da. Nu mi-aș fi dorit să dau de un băiat să aibă acest gând. Este fața lui Florin Salam, să profite de mine sau să se folosească de mine, având în vedere că eu eram mică, puteam să mă îndrăgostesc de acel băiat, nu? Că, ca și copil nu gândești, mai ales că atunci, într-o perioadă în care te simți singură, probabil pui toată suferința sau toată singurătatea, iubirea pe acel om, nu? Și te îndrăgostești. Și eu nu voiam să se întâmple asta. De multe ori am avut grijă și am grijă în continuare să nu dau de astfel de oameni, ca și prieteni și așa mai departe. Adică există riscul ca oamenii să te folosească, spui? Și m-au folosit. Cine te-a folosit? Prietene de ale mele, prieteni. Foarte mulți. M-au folosit de foarte multe ori. Eu de-aia nu am prieteni. Am 3 prieteni, atât. Nu numai că îl prezinți pe Cătălin tatălui tău, ci te hotărăști în pofida vârstei să devii mamă. Asta s-a întâmplat după câțiva ani. Nu foarte mult. Ești mamă aproape de 18 ani, nu? Da, la 18 ani l-am născut pe Matias. N-a fost prea devreme? Erai pregătită să fii mamă? Nu eram pregătită. Nu, pentru că eu n-am cum să regret în viața mea că m-a dus pe lume acest copil. Și spun sincer că Matias pe mine m-a făcut, m-a învățat să iubesc. Eu nu știam să iubesc, eu habar n-aveam ce înseamnă iubire. Și dacă nu l-aveam pe el acum, nici în ziua de astăzi nu aș fi știut ce înseamnă iubirea. Îți spun sincer. M-a învățat să fiu mai calmă. M-a învățat să am grijă de mine, pentru el. Iar eu mă bucur din suflet și n-am cum să regret în viața mea. Dar n-am fost pregătită. Nu mi-am dorit să am copil de la 18 ani. N-a fost ăsta visul meu sau drumul meu să îmi fac copil, să mă mărit și gata. Nu. Mi-am dorit să muncesc, să mă distrez, să copilăresc, pentru că n-am avut parte de chestiile astea. Pentru că eu la vârsta de 10 ani, poate și mai puțin, a trebuit să am grijă de fratele meu, să mă educ pe mine, pe el și așa mai departe. Adică n-am trecut prin multe chestii ale vieții frumoase. Dar totul s-a întâmplat pentru că eu îl vedeam pe Cătălin. El fiind mai mare ca mine, cu 11 ani, își dorea foarte tare copii. El când vedea copii pe stradă, uai, ce drăguți! Eu nu eram așa. Nu că nu-mi plac copii acum. Îmi plac copii ca eu, copil. E altceva. Văd altfel viața acum. Dar nu eram... Nu știu, am făcut totul din iubire pentru Cătălin. Îl vedeam atât de fericit în preajma copiilor. Și nimic nu e întâmplător. Faptul că l-am adus pe lume pe Matias, pe mine, m-a schimbat foarte mult. Ai învățat să nu mai plângi, Betty? Mhm. Nu complet. Nu am învățat în totalitate, dar... E mai ușor acum? E mai ușor acum, da. E mai ușor acum. Mă controlez mai mult. Și o nuntă la tine în familie? S-a speculat mult în presă referitor la femeia care a înlocuit-o cumva, deși este practic imposibil, pe mama ta. S-a speculat despre cum vezi tu lucrurile, dacă ești împăcată cu persoana pe care tatăl tău a ales-o. Da, nu știu de ce toată lumea își face impresia asta că n-aș fi eu împăcată sau fratele meu. Dar ești? Sunt împăcată. Pentru că eu cu Roxana acum ne înțelegem mai bine ca niciodată. Avem o relație. Într-adevăr, la început, când am cunoscut-o, nu comunicam atât de mult cu ea. Eu fiind și mai mică, probabil atunci nu înțelegeam. Nu acceptam să fie altcineva în locul mamei mele și nu... Ca un copil, gândeam ca un copil.
Și mă bucur într-un fel că acum, fii atent, uite, când pățesc, în ultima perioadă acum, când pățesc ceva, am nevoie de ceva, de un sfat, de o vorbă, prima persoană pe care o sun este Roxana. Nu tatăl meu, cu toate că tata cred că a început să fie cam gelos pe tema asta. Așa simt eu acum. Vorbim foarte mult, suntem foarte apropiate, eu mă bucur. Și nimic nu e întâmplător și spun și de ce. Pentru că eu de multe ori, poate lumea nu o să înțeleagă ceea ce vreau eu să spun. Într-o perioadă, mulți spun că semănăm. Nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Nimic, absolut nimic. Eu așa-s de părerea asta, pur și simplu. Mi-aduc aminte când tatăl meu a plecat în America să cânte, a fost cu ea, cu Roxana, s-au întors, eram acasă la ei și stăteam pe scaun și făceam ceva de mâncare, să mâncăm, să fim toți la masă, să luăm masa împreună. Iar Roxana a venit în fața mea, îți jur că eu n-am mai văzut-o pe Roxana, am văzut-o pe mama mea, aceeași voce, aceeași față, tot. Am momente de genul ăsta. Deci am momente. Iar tatăl meu n-a găsit-o întâmplător pe Roxana. Asta e părerea mea. Mulțumim. Mulțumesc tare mult. A fost fata lui tata, Betty, cu bune și cu rele. Mulțumim mult. Mulțumesc. Asta e povestea de viață. Întotdeauna, oricare ar fi ea, trebuie să o urmărești de la început până la capăt. Și întotdeauna când ai un om în fața ta, ascultă-i povestea. Și întotdeauna o să ai ceva de câștigat, pentru că viața, oricât ar fi ea de diversă, trebuie ascultată. Și întotdeauna trebuie dusă până la capăt. Vă mulțumim că ați stat în oglindă.